Noul cod civil impune respectarea vieții private și stabilește anumite limite. Astfel, jurnaliștii vor trebui să fie mult mai atenți acum când vor scrie despre viața privată a unei persoane. Noul cod civil a intrat în vigoare de la 1 octombrie, iar noile procese pe baza reglementărilor vor începe mult mai târziu. Noul cod civil înlocuiește vechiul cod din 1865, adoptat în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, și aduce câteva elemente de noutate absolută. Protecția drepturilor personal nepatrimoniale prin mijloace juridice specifice, de exemplu consacrarea ca mijloc specific de apărare a dreptului la replică și la rectificarea informațiilor greșite apărute în presa audiovizuală, prevederi privind logodna, locuința familiei, alegerea regimului matrimonial și divorțul pe cale administrativă.